Epistola către Evrei, capitolul 6. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței, de fapte moarte și a credinței în Dumnezeu. Învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu, căci cei ce au fost luminat odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, iese cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie baciocorit. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare, celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite o seniala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași răbdă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți și să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis: cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi mulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit din făgăduința. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare, jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec.